în fața unei uși de mulți oameni deschisă, stăteau tineri bătrâni la ceasul matinal, căci pentru pacienți era mereu deschisă. Ieșeau, intrau cu o rețetă scrisă din acel cabinet numit și medical. Gongul bătu, sosise ora 9, iar consultația începea cu punctualitate. Se intre o persoană sau se intre două? Strigă un bătrânel, purtând cămașă nouă. Doar una, spuse medicul, atât se poate. Un tinerel, primul la programare, intră în cabinetul cald și luminos. Sfios se așeză, privind spre acela care avea o haină albă și o statură mare, pe piept zări gravat, medic Hristos. Care-i problema ta și ce te doare? Domnule doctor, simt în trup slăbie, consum foarte puțin, mă abțin de la mâncare. Cu toate acestea, că sunt gras, așa îmi pare. Iar medicul rosti, anorexie, din cauza că ai consumat puțină hrană și multe vitamine ți-au lipsit, în organism ți s-a produs o rană, o anemie atâta de tirană, ai tot slăbit mereu și te-ai îmbolnăvit. Există o șansă de recuperare. Deși e grav, soluții încă sunt, dar e nevoie de o transformare, un stil de viață nou și o lucrare și multă rană, rană din cuvânt. Acum să-ți prescriu rețeta necesară cu multe vitamine din Iosua 1:8, ca să le iei din zor și până în seară și să începi o nouă zi cu ele iară. Încă ceva și fibre. Psalmul 28. Vei fi plin de putere, plin de sănătate și nu te vei simți atât de gol. Ascultă-mă, că am mare dreptate și fără Biblia citită nu se poate. Mănâncă dar și vină la control. Și pacientul pleacă, altul vine, pantofii fiindu-i stâng cu drept schimbați. Domnule doctor, mi-e puțin rușine, ceva s-a întâmplat recent cu mine, nu-i pot vedea deloc bine pe frați, nu mi se par frumoși ca altă dată, nu știu, mi se întâmplă numai mie, dar fiecare are câte o pată. Fie bătrân, băiat sau fată, stop, zise medicul, ai miopie. Este nevoie de o alifie. Apocalipsa 3, versetul 18. Iar ochelarii dragostei pe ochi să-ți fie, să nu-i dai jos nici când, să poși scrie. Acesta-i tratamentul, după care strece. Apoi plecă, purtând recunoștință, supus fiind acum la o încercare. Veni un altul, plin de umilință, să fie sănătos, fiind a lui dorință, să spună ca ceilalți ceea ce-l doare. Nu pot dormi, chiar dacă este noapte. Mă tot întreb, sunt zorile departe? Mă mai gândesc la criză, la șomaj, la toate. Credeți că am nevoie de un psihiatru, poate? Nu, spuse medicul, tu ai anxietate. Îți recomand, nu Xanax, ci Matei, capitol 6. Și ți-l prescriu dacă dorești, chiar injectabil. Îți dau și calciu din Ioel 2 pentru oase, să fie rezistente în furtuni și sănătoase. Și până la bătrâneți este valabil. Vă mulțumesc, rostise pacientul,
Să știți acum, chiar m-am liniștit. Cred că o să prindă bine tratamentul și nu o să mă prindă iar curentul. Voi fi iar sănătos și fericit. Apoi plecă. Și el, la fel ca alții, venise ultimul, cel mai firav. Mă doare tot. Simt că am palpitații. Sunt palid și slăbit de atâtea complicații. Domnule doctor, oare este grav? Vom face o biopsie să vedem ce este. Fii calm, că rezultatul vine. Nu fi speriat. Și după toate acestea, medicul deschise, când din laborator urgent venise, tumoare canceroasă, numită păcat. Ce înseamnă? Am să spun acum. Această boală e puțin aparte. Celulele maligne pot distruge într-una tot ce le este în cale ca furtuna, iar rezultatul acțiunii este moarte. Un plâns fâșietor care suspine adună. Pe acel pacient nu-l mai lăsa să plece, dar medicul se aplecă și luă de mână. O, nu mai plânge, am o veste bună. Din Ioan 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult iubita Domnul lumea, pe singurul lui fiu l-a dat jertfit să fie, iar cine crede în el întotdeauna nu va pieri, ci va avea cununa și mai presus de orice viață în veșnicie. Există o șansă ca să scap de moarte, spiritual să poți fi sănătos. Există o vindecare pentru toate, doar prin credință, fără fapte, iar șansa ta este Iisus Hristos. Căci orice boală, fie cât de gravă, în jertfa Golgotei se poate vindeca. Și chiar dacă păcatul și-a vărsat din lavă ca un vulcan pe o suprafață întreagă, se poate curăți prin har ierta. Eu, spuse medicul, sunt jertfa dată. Acesta mi-a fost scopul și lucrarea. Pot ca să vindec tot, dar niciodată o inimă ce este încuiată atunci când la ușă străjuiește nepăsarea. Amin.